Bună seara, Anieni, noi toți blochează inițiativa mea din 2020, când eu am spus că în fiecare sat, în fiecare raion să avem farmacii de stat și să avem un magazin social de stat. Deoarece nimeni nu vrea ca oamenii să vadă prețurile reale la medicamente, când am propus farmacie electronică în primăria fiecărui sat, ca oamenii să aibă acces la 100 cele mai necesare medicamente, pentru care nu este nevoie de receta doctorului. Magazinele sociale, că să le mai treacă pofta la ești comerciale. Mă tale înțelegi că azi cine să duc scumpire la o rețea comercială, unde astăzi noi nici practic nu avem produse moldovenești, dar cum o să vadă că prețurile la cele mai necesare produse, cum ar fi uleiul, untul, zahărul, sarea, este mai ieftin. Înseamnă că la ce să le crească apetitul și din nățâncă care au nebună, cumva, asocă scadă. Nu știu de ce cu scosul de la oameni banilor din buzunari, guvernarea stat stă foarte bine. Dar cu sprijinul tot să aduc înainte doar de alegeri de pensionari, de tineret, de oameni de afaceri, de familii cu mulți copii, tot să aduc aminte și înșeba plânge numai combatanții și veteranii din Afganistan. Pe urmă, iar pe 4 ani de zile tăți uită.